Slăvit să fie Domnul pentru harul și puterea pe care o primim de la El zi de zi. Amin. În această seară, din Scriptură, din Cuvântul lui Dumnezeu, vom citi din Vechiul Testament, cartea lui Iosua, capitolul 24, începând cu versetul 14. Pagina în Scriptură 259. Acum, temeți-vă de Domnul și slujiți-i cu scumpătate și credincioșie. Depărtați Dumnezeii cărora le-au slujit părinții voștri dincolo de râu și în Egipt și slujiți Domnului. Și dacă nu găsiți cu cale să slujiți Domnului, alegeți astăzi cui vreți să slujiți. Sau Dumnezeilor cărora le slujeau părinții voștri dincolo de râu, sau Dumnezeilor amoriților în a căror țară locuiți. Cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului. Poporul a răspuns și a zis, departe de noi gândul să părăsim pe Domnul și să slujim altor Dumnezei. Căci Domnul este Dumnezeul nostru. El ne-a scos din țara Egiptului, din casa robiei, pe noi și pe părinții noștri. El a făcut înaintea ochilor noștri acele minuni mari și ne-a păzit în tot timpul drumului pe care l-am urmat și în mijlocul tuturor popoarelor pe care le-am trecut. El a izgonit dinaintea noastră pe toate popoarele și pe amoriții care locuiau țara aceasta. Și noi vom sluji Domnului, căci El este Dumnezeul nostru. Iosua a răspuns poporului, voi nu veți putea să slujiți Domnului, căci este un Dumnezeu sfânt, un Dumnezeu gelos. El nu vă va ierta fără de legile și păcatele. Când veți părăsi pe Domnul și veți sluji altor Dumnezei străini, El se va întoarce și vă va face rău și nu vă și vă va nimici după ce v-a făcut bine. Poporul a zis lui Iosua, nu, căci vom sluji Domnului. Iosua a zis poporului, voi sunteți martori împotriva voastră înșivă, căci ați ales pe Domnul ca să slujiți. Și ei au răspuns, suntem martori. Scoateți dar Dumnezeii străini care sunt în mijlocul vostru și întoarceți-vă inima spre Domnul Dumnezeul lui Israel. Și poporul a zis lui Iosua, noi vom sluji Domnului Dumnezeului nostru și vom asculta glasul Lui. Amin. Amin. Ocupați locurile. Poate v-ați întâlnit de multe ori cu situația să mergeți într-o localitate în care rudele dumneavoastră să fie fost născute acolo. Și cei care sunt cunoscuți să vă întrebe sau să întrebe pe cei cu care ați fost, de al cui ești, din ce neam faci parte? Și după vorbă sau după înfățișare, după anumite lucruri, ei se poate să spună, da, este din neamul cutare. Poporul Israel este înaintea unei alegeri și oarecum, dacă cineva ar fi fost să îi recunoască, s-ar fi întrebat, oare după ce îi recunoaștem? Oare sunt sau nu ai Domnului? Ei spun, vom sluji și alegem să slujim Domnului. A sluji, poate suntem obișnuiți cei care am făcut armata, am fost învățați să spunem, servim patria. Sau cei care v-ați obișnuit sau ați fost în vechime și ați lucrat cu ziua, să știți că o zi întreagă sunteți la muncă la cineva. Mama îmi spunea de multe ori de faptul că atunci când era destul de mică, pentru a se putea întreține, mergeau și lucrau cu ziua să smulgă, să culeagă, să planteze orezul. A sluji cuiva înseamnă a fi și a munci pentru altul, a fi în slujba, la dispoziția cuiva. Și poporul spune, noi vom sluji lui Dumnezeu, adică noi vom fi la dispoziția lui Dumnezeu. Noi vom accepta să fim sub această stăpânire, să fim în serviciul lui Dumnezeu. Mesajul din această seară l-am intitulat Slujitorul lui Dumnezeu. Slujitorul lui Dumnezeu, luând exemplul pe care Iosua l-a pus înaintea poporului și conform deciziei pe care poporul a spus, nu, noi astăzi am ales să-L slujim pe Domnul. În primul rând, pentru a fi slujitorul lui Dumnezeu, trebuie să știi cui slujești, să ai o zi, un moment al deciziei.
Poporul a spus, da, noi astăzi decidem, noi astăzi alegem ca să-L slujim pe Dumnezeu. Iosua le-a spus, orică nu alegeți voi, eu pentru casa mea decid, aleg acest lucru. Eu și casa mea voi sluji Domnului, slăvit să fie Dumnezeu. A fi slujitorul lui Dumnezeu începe din acest moment al deciziei. Decid să-L slujesc pe Domnul. Ne aducem aminte de câteva decizii nefericite, de Eva care în grădina Edenului a decis să nu-L asculte pe Domnul și a decis să n-asculte de porunca lui Dumnezeu. A luat, a mâncat și a dat și bărbatului său. Samuel, în momentul în care poporul Israel decide și alege să-și aleagă și vrea un împărat ca celelalte popoare, Samuel le spune, ați făcut un păcat, n-ați ales bine, dar eu, prorocul, aleg un lucru. Nu voi înceta să mă rog pentru voi, nu voi înceta să vă învăț calea cea bună și cea dreaptă, spune prorocul. De ce? El a ales un lucru. Domnul Iisus Hristos, în momentul în care este ispitit, citim în Matei, în Evanghelia după Matei, capitolul 4, la fiecare dintre ispitirile cu care Satan vine înaintea lui, Domnul decide și alege. Nu, eu voi sluji Domnului. Domnului Dumnezeului tău să-i te închini. El alege să asculte de cuvântul lui Dumnezeu. Tânărul bogat pe care îl găsim în Evanghelie și pe care Domnul ni-l prezintă și îi spune Domnul, dacă vrei să vii după mine, vinde tot ce ai, urmează-mă. El decide un lucru, nu vând, mă întorc și nu-L urmez pe Iisus. Avem în viața noastră momente în care am decis bine și ne bucurăm și suntem, ne privim în urmă și ne bucurăm de deciziile pe care le-am luat. Decizia de a-L urma pe Domnul, decizia de a ne mărturisi păcatele, dar poate avem în viață decizii pe care și acum le regretăm. Sunt unii care regretă că n-au decis să meargă la o anumită școală, sunt alții care regretă că au decis să rămână sau să se mute într-un alt oraș. Deciziile noastre influențează viața noastră. A-L sluji pe Dumnezeu începe de aici. Să decidem, la fel ca și poporul Israel, să-L slujim pe Domnul și Domnul să binecuvinteze decizia fiecăruia dintre noi de a-L sluji pe Dumnezeu. A fi slujitorul lui Dumnezeu înseamnă că ai înțeles, că știi că nu poți sluji la doi stăpâni. Poporul este pus în fața unei alegeri. Ori slujiți Dumnezeilor cărora părinții voștri le-au slujit înainte de a pleca și Avram a plecat din țara de dincolo de râu, alegeți să părăsiți Dumnezeii cărora părinții voștri s-au închinat în țara Egiptului. Domnul Iisus Hristos în Evanghelie de două ori confruntă pe oameni și le spune, nu puteți sluji la doi stăpâni, nu puteți sluji averilor, banilor și lui Dumnezeu. Omul care îl slujește pe Dumnezeu înțelege acest principiu, acest adevăr. Eu nu pot fi la doi stăpâni, pentru că ori îl iubesc pe unul, ori îl urăsc pe celălalt. Nu pot fi cu inima, nu pot fi plătit, dacă ar fi să mergem la ceea ce am vorbit înainte, nu pot fi plătit cu ziua la doi stăpâni. Ori lucru la unul, ori lucrez la celălalt. Slujitorul lui Dumnezeu înțelege acest lucru. El este doar sub un singur stăpân și el alege ca acest stăpân să fie Dumnezeu, slăvit să fie El. Slujitorul lui Dumnezeu, în momentul în care alege să fie sub un singur stăpân, poate spulberă falsa impresie a multora dintre oameni care zic, eu sunt propriul meu stăpân, eu sunt liber și pot decide să fac ceea ce vreau. În momentul în care eu spun că sunt propriul meu stăpân, de fapt nu mă pun sub stăpânirea adevăratului stăpân al lui Dumnezeu, slujitorul lui Dumnezeu nu decide el, nu alege el, ci alege stăpânul, pentru că noi suntem sub stăpânirea, sub domnia lui Dumnezeu. Domnul să ne binecuvinteze și dacă am decis că suntem slujitorii lui Dumnezeu, să înțelegem că trebuie să rămânem doar slujitorii lui Dumnezeu și Domnul să ne binecuvinteze la aceasta. Petru, când se întâlnește cu Domnul, cu ce întrebare este provocat de Domnul? Simone, mă iubești? Slujitorul lui Dumnezeu își iubește stăpânul. În pilda din Luca, capitolul 16, Domnul Iisus Hristos, când le spune ucenicilor și le prezinte adevărul acestui ispravnic, îi confruntă cu aceasta și le spune, sau va iubi și va ține la unul, sau va urâ și va nesocoti pe celălalt. Slujitorul lui Dumnezeu își iubește stăpânul.
nu doar îl respectă, nu doar ține cont de părerile lui, nu doar ține și respectă poruncile lui, slujitorului Dumnezeu, adică eu și dumneavoastră și fiecare dintre noi își iubește stăpânul. Domnul să ne ajute ca într-adevăr, ceea ce Domnul Iisus Hristos a spus că este cea mai mare poruncă, să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima, cu tot sufletul, cu tot cugetul tău, să fie o realitate a vieții noastre de slujire. Cum ne iubim copiii și se vede acest lucru, cum ne iubim soția sau ne iubesc soțiile pe noi, cum bunicii își iubesc nepoții, Dumnezeu ne spune să-L iubim cu adevărat, adică să avem pasiune, dragoste adevărată către Dumnezeu. Dacă ai pasiune și dragoste pentru un lucru, se vede, se observă. Dacă eu și dumneavoastră ne iubim stăpânul, se vede acest lucru. Se vede prin timpul pe care îl acordăm stăpânului, se vede prin ceea ce punem alături de Dumnezeu și în prezența lui Dumnezeu și în relația cu Dumnezeu, adică punem pasiune, punem dragoste adevărată. Domnul să ne ajute că atunci când stăm și ne evaluăm și spunem, da, eu sunt slujitorul lui Dumnezeu, să ne gândim cu adevărat dacă îl iubim pe Domnul și Domnul să înflăcăreze această dragoste a noastră și să arătăm că suntem slujitorii lui Dumnezeu, dovedindu-i că îl iubim. Domnul să ne binecuvinteze la aceasta. Slujitorul lui Dumnezeu este implicit, automat, un slujitor al lui Dumnezeu și al lui Hristos. La multe sute de ani după ce poporul declară și am citit, da, noi astăzi alegem să slujim lui Dumnezeu, cartea Maleahi spune un adevăr care este dureros. Maleahi, capitolul 3, versetul 2. Dumnezeu îi mustră, îi ceartă și le spune. Versetul 14, scuze. Poporul care a ales în trecut să-L slujească pe Dumnezeu este mustrat de Domnul și spune, ați zis, degeaba slujim lui Dumnezeu. Un popor care a spus la un moment dat și a decis, da, îl vom sluji pe Dumnezeu. Același popor, după multe sute de ani, după ce au cucerit țara, au avut împărat, au cucerit popoare, au fost recunoscuți ca și popor, ca și națiune, din pricina păcatului sunt duși în exil, Dumnezeu îngăduie după 70 de ani să vină înapoi, ei reconstruiesc Ierusalimul, reconstruiesc cetatea, reconstruiesc templul și în acea perioadă poporul spune și Dumnezeu îi mustră. Ei spun, degeaba slujim lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne păzească să ajungem la asemenea afirmații, pentru că în Noul Testament, după această perioadă dintre Vechiul și Noul Testament în care nu se scrie nimic, găsim în cartea evanghelistului Luca o femeie despre care Scriptura spune Ana sluja lui Dumnezeu la templu cu post și rugăciune. Chiar dacă un popor a ajuns la o constatare, degeaba slujim lui Dumnezeu, o femeie și nu doar ea, mulți din acel popor au ajuns să slujească lui Dumnezeu. Și ei sunt cu adevărat slujitorii lui Dumnezeu. Pavel recunoaște în Cartea Faptele Apostolilor când predică și spune, da, eu sunt parte dintr-un popor care slujește necontenit lui Dumnezeu. S-au învățat, au dorit și ei slujesc lui Dumnezeu. Pavel declară despre Timotei, el este fratele și slujitorul lui Dumnezeu. Este fratele și lucrătorul lui Dumnezeu. De aceea el recunoaște slujirea și lucrarea lui Timotei. Colosenilor, Pavel le spune, voi slujiți Domnului Iisus Hristos. Da, prin afirmațiile lor ei recunosc un adevăr, orică este o singură femeie, orică este Pavel sau parte dintr-un popor, orică este biserica din Colose în acest caz, ei cu toții afirmă și declară, da, noi slujim lui Dumnezeu, noi suntem slujitorii lui Hristos. Cu adevărat să facă Domnul ca afirmațiile noastre, deciziile noastre, cuvintele noastre să reflecte și să afirme acest lucru. Eu și dumneavoastră, cu noi toți să spunem, da, noi suntem slujitorii lui Dumnezeu, slujitorii lui Hristos. Domnul să ne binecuvinteze la aceasta. Romani, capitolul 14, ne învață un adevăr în versetele 17 și 18. Că putem să-i slujim lui Dumnezeu. Împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură, ci este neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt.
Cine slujește lui Hristos în felul acesta este plăcut lui Dumnezeu. Putem sluji lui Dumnezeu, lui Iisus, căutând neprihănirea, căutând pacea și bucuria în Duhul Sfânt. Aceasta este o slujire pe care noi o putem face lui Dumnezeu. Prin aceasta noi arătăm și dovedim că suntem slujitorii lui Dumnezeu și slujitorii lui Iisus Hristos. Domnul să ne binecuvinteze la aceasta. Cu adevărat să arătăm că îl iubim pe Dumnezeu cu pasiune. Cu adevărat să afirmăm, să proclamăm, dar și să dovedim că suntem slujitorii lui Dumnezeu și slujitorii lui Iisus Hristos. În al doilea rând, ce face slujitorul lui Dumnezeu? În pilda pe care am mai amintit-o din Luca, acel ispravnic care este pus la momentul în care trebuie să dea socoteală, în momentul în care stăpânul lui spune că îl va da afară din slujbă, el spune următorul și face următoarea afirmație: știu ce am să fac. De aici am înțeles un lucru, slujitorul lui Dumnezeu știe ce are de făcut. Slujitorul lui Dumnezeu își cunoaște slujirea, își cunoaște lucrarea, înțelege ceea ce trebuie să facă. Acest ispravnic a înțeles că trebuie să facă ceva, dar n-a lucrat conform cum ar lucra un slujitor al lui Dumnezeu, n-a lucrat conform adevărului. Dar el, la momentul în care a înțeles ceva, a spus: da, știu ce am de făcut. Ceea ce am citit din Iosua, poporul și-a dat seama și a înțeles că are ceva de făcut, a știut ce au de făcut, să-i slujească lui Dumnezeu, să se depărteze de închinarea la idoli. Slujitorul lui Dumnezeu știe ce are de făcut. În Cartea Faptelor Apostolilor, în momentul în care biserica crește, ce fac apostolii? Apostolii știu ce au de făcut, lucrarea este prea mare, trebuie împărțită, trebuie să ne ajute și să vină alții în slujire. Pavel în Cartea Corintenilor le spune: eu și Timotei și cu voi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu. Slujitorul lui Dumnezeu își dă seama de chemarea pe care o are și știe că împreună cu frații lui lucrează pentru împărăția lui Dumnezeu. Eu și dumneavoastră suntem slujitori ai lui Dumnezeu. Știm ce avem de făcut în lucrarea lui Dumnezeu? Înțelegem că împreună cu toții suntem lucrători împreună cu Dumnezeu, un har pe care Domnul ni-l face. Lucrăm noi în așa fel încât să spunem: da, nu pot face toată lucrarea, să vină și altul să mă ajute. Dovedește biserica noastră cu adevărat că înțelege acest principiu. Frați care se ajută între ei, frați care vin și lucrează și se ajută împreună la cor, lucrări care se extind în domeniul tineretului, al copiilor, la întâmpinare, peste toți suntem împreună lucrători cu Dumnezeu. Slujitorul lui Dumnezeu și al lui Iisus Hristos înțelege că nu este singur, înțelege că nu poate face totul, caută și solicită sprijinul celorlalți. Domnul să ne binecuvinteze să înțelegem că împreună cu toții, dacă suntem slujitorii lui Dumnezeu, trebuie să lucrăm împreună și în trupul lui Hristos să fim împreună lucrători cu Dumnezeu. Domnul să ne ajute la aceasta. Petru în epistola sa spune: lucrătorul, slujitorul lui Dumnezeu slujește altora după darul pe care l-a primit de la Domnul. Suntem slujitorii lui Dumnezeu dacă unii altora ne slujim, dacă ceea ce am primit ca și daruri, ca și haruri, ca și slujbe din partea lui Dumnezeu, le punem la dispoziția celorlalți. Pavel le spune efesenilor: este un trup, este trupul lui Hristos și voi împreună cu darurile care le aveți lucrați și slujiți pentru desăvârșirea sfinților. A fi slujitorul lui Dumnezeu înseamnă că ești legat de biserica, de trupul lui Hristos. Sunt slujitorul lui Dumnezeu? Mă pot verifica și prin aceasta. Sunt și doresc să fiu parte a unui biserici? Sunt și doresc să fiu parte a unui trup al lui Hristos și împreună cu frații mei lucrători, împreună cu Dumnezeu, să dorim trupul lui Hristos și ca întreg trupul să crească, ca frații și surorile noastre să crească spre desăvârșire? Dacă eu și dumneavoastră suntem slujitorii lui Dumnezeu, vom înțelege că trebuie să fim împreună lucrători în trupul lui Hristos, ne vom alipi de trupul lui Hristos biserica și împreună vom lucra pentru zidirea sfinților, pentru desăvârșirea sfinților, pentru zidirea și întărirea bisericii spre slava și gloria lui Domnului Iisus Hristos. Domnul să ne binecuvinteze la aceasta. A fi slujitorul lui Dumnezeu înseamnă că te poți verifica, că te poți analiza, că poți să vezi: vreau să fiu în trupul lui Hristos? Sau, așa cum spuneau apostolii, sunt unii care umblă și care fac una sau alta, sunt cu ale lor, n-au treabă cu trupul lui Hristos, n-au treabă cu biserica.
A fi al lui Hristos, a fi slujitorul lui Dumnezeu, înseamnă că inima mea, dragostea mea față de Dumnezeu, se arată, se dovedește și prin slujirea pe care o fac împreună cu frații mei în Domnul, în biserică, slăvit să fie Domnul. După cum Pavel spunea și îl învăța pe Timotei, Pavel îi spunea lui Timotei în 2 Timotei, capitolul 15, că cel care este la oaste, că cel care joacă la jocuri, că cel care face ceva, urmează niște reguli. Un slujitor al lui Dumnezeu are niște principii, urmează și respectă anumite reguli. Nu poate să facă cam ce gândește el. Dacă eu m-aș duce să lucrez la cineva cu ziua, trebuie să fac ce îmi spune acela. Dacă eu aș fi în slujbă, în armată, n-aș face cam ce aș vrea eu, că știți cum e în armată cei care am făcut armata. Ordinul se discută? Nu se discută, se execută. Sunt la dispoziția stăpânului. Dacă sunt slujitorul lui Dumnezeu, am niște principii și acestea se regăsesc tot în Scriptură. Încep de la primul, tot de la Luca, capitolul 16. Cine este credincios în cele mai mici lucruri, este credincios și în cele mari. Slujitorul lui Dumnezeu nu doar îl iubește pe Domnul, nu doar decide pentru Dumnezeu, nu doar lucrează împreună cu în trupul lui Hristos. Slujitorul lui Dumnezeu în particular, dar și în mod vizibil, este credincios în cele mai mici lucruri. Acest ispravnic a zis, ce am să fac când voi fi scos? Că să sab nu pot, să cerșez mai rușine. Acum, să sab nu pot, adică să facă muncă fizică, avea vreo boală, era neputincios, era rușine, nu-i plăcea să se coboare la munca de jos, nu știm. Dar Domnul ne învață că cel care este credincios în lucrurile mici va ajunge să devină credincios în lucrurile mari. Am citit o expunere a fratelui Moldoveanu și el spunea că sunt mulți și au fost mulți în istoria bisericii care au vrut să meargă peste țări, care au vrut să facă misiune, care au vrut să meargă, dacă ar fi pentru noi, să mergem în Oltenia sau în Mongolia, cum sunt frații noștri, Domnul să-i binecuvinteze. Dar a spus, astea sunt lucruri mari, lucrurile mici, să pot să-mi pun oprire gândurilor, lucrurile mici să pot să-mi controlez privirea, lucrurile mici să pot să-mi controlez răutatea inimii, lucrurile mici, cum era Ana la templu, post și rugăciune. De acolo pleacă credincioșia față de Dumnezeu. Cel care este credincios în aceste mici lucruri ajunge și în Oltenia, ajunge și în Mongolia și frații au dovedit acest lucru. De ce? Pentru că este acest principiu al slujitorului lui Dumnezeu. Cel credincios în lucrurile mici este credincios în lucrurile mari. Domnul să ne binecuvinteze la aceasta. Mi-am notat două afirmații a unor învățători ai Scripturii. Primul spune, virtutea și păcatul încep din lucruri mici, însă duc la lucruri mari. Orică este virtute, orică este păcat, de la lucruri mici începi. Dacă continuăm în ele, vor duce la lucruri mari. Și slujitorul lui Dumnezeu înțelege că pentru el lucrurile mari sunt de la virtute spre a merge în desăvârșire cu Domnul. Un altul spunea că a întâlnit un credincios și el a afirmat, lipsa de credincioșie în lucrurile mici zilnice iau pacea și împiedică legătura cu Dumnezeu. Și acel credincios a spus că s-a angajat undeva și trebuia să înceapă munca de la ora 8. Și zi de zi venea de la 8 și era credincios în lucrurile mici. Dar a observat că cei de lângă el și conducerea veneau la 8 și un sfert. Și am spus, vin și eu la 8 și 10, că tot sunt înaintea lor. După o perioadă, frământările că nu-i credincios în lucrurile mici l-au făcut să revină, să înceapă munca de la 8 și a avut pace cu Dumnezeu. Sunt atâtea experiențe pe care le-am auzit de la frați de credincioșie în lucruri mici, că n-au reușit să-și facă un bilet la autobuz și au avut remușcări pentru că erau credincioși în lucrurile mici. De frați care pun preț pe lucrurile mărunte și slujesc celorlalți. De ce? Pentru că îl iubesc pe Dumnezeu și sunt credincioși și slujesc Domnului. Solomon a făcut lucruri mari, a condus o împărăție, a fost recunoscut pentru înțelepciunea lui, veneau la el din jur împrejurul țărilor care erau lângă Israel
și recunoșteau înțelepciunea și puterea cu care Dumnezeu l-a înzestrat și ceea ce a lăsat Dumnezeu peste Israel. Dar cartea Scripturii ne spune în 1 Împărați, capitolul 11, că spre sfârșitul vieții, din cauza lucrurilor mici care le-a îngăduit și le-a îngăduit în timpul vieții lui, el a ajuns la final să nu se mai închine lui Dumnezeu. A ajuns la final să conducă poporul la idolatrie. A ajuns la final să închine jertfe și să aducă jertfe idolilor și dumnezeilor străini. De ce? Un om mare, un împărat binecuvântat de Dumnezeu, a îngăduit lucruri mici și n-a fost credincios în lucrurile mici. Și în timp acestea l-au dus nu la binecuvântare, ci l-au adus la depărtare de Domnul. Cuvântul Scripturii când îl citim, părtășia cu Domnul când o avem, părtășia în biserică, ne arată spre lucrurile mici din viața noastră? Am eu acel bilet de autobuz nefăcut? Am eu acel 8 și 10, 8 și un sfert la servici față de cei cărora lucrez și cu care lucrez? Sau alte și alte lucruri mici? Am eu lipsa Anei de post și rugăciune? Domnul vrea, și cu siguranță poate și dumneavoastră vă aduceți aminte, mai ușor, nu de o cântare bună a cuiva, nu de o faptă bună, nu de o milostenie, nu de o predică, nu de o recitare, ci poate vă aduceți aminte de credincioșia sau necredincioșia acelui frate și acelei surori în lucrurile mici. Domnul să ne ajute ca prin ceea ce Duhul și Cuvântul Scripturii ne îndrumă și ne arată să ajungem să fim credincioși în lucrurile mici și când Dumnezeu ne descoperă păcatele noastre în necredincioșia lucrurilor mici, să ne pocăim, să ne îndreptăm, căci ele ne vor ajuta să mergem spre Domnul sau să mergem în cealaltă parte. Domnul vrea să ne apropiem de El, să fim cu adevărat slujitori ai Săi, slăvit să fie El. Domnul Iisus, când discută cu ucenicii, le spune, când vede că ucenicii vor întâietate, le spune că slujitorul lui Dumnezeu, slujitorul lui Hristos, nu caută întâietate, nu caută primul loc, nu este ca ceilalți dintre neamuri. Și acesta este a doua regulă, al doilea principiu al slujitorului lui Dumnezeu. Este în primul rând credincios în lucrurile mici, dar în al doilea rând nu caută întâietate. El caută să slujească și să ia exemplul de la Domnul care a spus: eu care sunt Domnul, sunt printre voi, nu ca să mi se dea întâietate, nu ca să fiu arătat ca primul, ci ca să slujesc și voi să învățați de la mine. Domnul să ne ajute să învățăm și acest lucru și să ne binecuvinteze cu un gând al smereniei și al dorinței de a umbla cu El. Următorul lucru, următorul principiu, slujitorul lui Dumnezeu, în cartea Timotei, 1 Timotei, capitolul 4, în versetul 6, Pavel îi spune lui Timotei, după ce îi arată ce se va întâmpla la sfârșitul vremurilor: dacă vei pune în mintea fraților aceste lucruri, vei fi un bun slujitor al lui Hristos, fiindcă te hrănești cu cuvintele credinței și ale bunei învățături pe care ai urmat-o până acum. Slujitorul lui Dumnezeu știe să se hrănească spiritual. Își dă seama că are nevoie să fie hrănit. Psalmistul în Psalmul 1 spune și ne arată de un pom care stă lângă ape și care crește și înverzește pentru că își ia seva și hrana din apa care este acolo. Nu pot să învăț pe cineva să meargă pe bicicletă dacă eu nu știu să merg pe bicicletă. Nu pot învăța pe cineva să lucreze într-un anumit domeniu dacă eu nu știu să lucrez. Nu pot să fiu slujitorul lui Dumnezeu și să învăț tot ceea ce Pavel îi spunea lui Timotei că trebuie să învețe din versetele 1 până la 5 pe ceilalți dacă el, Timotei, n-ar fi învățat înainte. Domnul ne spune că pentru a fi cu adevărat bun slujitor ai Săi și adevărat slujitor ai Săi, trebuie să învățăm să ne hrănim spiritual, să ne umplem viața și timpul cu cuvântul Scripturii, să stăm în părtășie cu Domnul în rugăciune. Slujitorul lui Dumnezeu, eu și dumneavoastră, dacă vrem să arătăm că umblăm după niște reguli, trebuie să înțelegem acest principiu. Trebuie să ne hrănim spiritual. Trebuie să luăm din pâinea și din apa vieții care vine de la Dumnezeu. Domnul să-mi ajute să-mi corectez și citirea Scripturii, dacă este timpul nealocat acestui lucru. Domnul să-mi ajute să-mi corectez timpul de părtășie, de rugăciune, disciplina postului, a părtășiei cu frații. Voi fi slujitorul lui Dumnezeu și voi dovedi aceasta și prin felul în care eu mă hrănesc și doresc să cresc spiritual.
Tot din pilda acestui ispravnic, Domnul ne învață că, și am zice că poate el a fost lăudat într-un mod greșit, dar el este lăudat că în momentul greu în care este, ar trebui să fie dat afară din slujbă, își dă seama că va trebui să aibă un viitor după ce nu mai are servicii. Și pentru acel viitor el face niște lucruri care nu sunt conform Scripturii, dar Domnul îi spune, voi faceți-vă prieteni cu ajutorul acestor bogății nedrepte, pentru că atunci când veți muri să vă primească în corturile veșnice. Adică slujitorul lui Dumnezeu înțelege care este adevărata viață și adevărata bogăție. Eu și dumneavoastră suntem chemați să lucrăm pentru viața veșnică. Eu și dumneavoastră suntem chemați să lucrăm și să investim pentru veșnicie. Nu să procedăm ca acest om, să lucrăm incorrect, nedrept, să ne fie rușine de lucrurile mărunte. Dar noi trebuie să înțelegem de la acest om nedrept că avem o viață veșnică. El și-a văzut viitorul și a înțeles că viitorul lui nu va fi bun, pentru că nu, poate nu știa sau era rușine să sape, nu știa sau poate era rușine să cerșească, nu știa cum să se descurce în viitor și a făcut ceva ca să-și asigure viitorul. Scriptura ne spune că noi aici pe pământ, fiind slujitorii lui Dumnezeu, ne asigurăm viitorul în veșnicie. Pentru acel viitor trebuie să lucrăm, pentru acel viitor cu ceea ce Domnul ne-a dat. Biblia îl numește bogății nedrepte. Să investim pentru veșnicie. Sunt frați care îi lăudăm, uite că știe să investească pentru veșnicie, dar de ce n-aș fi și eu? De ce n-aș fi și eu care să-mi las 2 ore din timpul meu să merg să slujesc altora, să investesc pentru veșnicie? De ce n-aș fi eu care să pot lăsa 10, 15, 20 de minute din timpul meu de rugăciune să lungesc ca să-l investesc pentru veșnicie? De ce n-aș fi eu care să înțeleg că aici pe pământ cu bogățiile pe care le am pot investi pentru veșnicie? Spunea cineva, dându-se exemplu pe el, că dintr-o 100 de dolari pot investi în viața mea, în familia mea, să fiu împreună cu familia mea, sau pot investi dintr-o 100 de dolari să cumpăr poate 100 de Biblii, dacă Bibliile ar fi un dolar. Și cu 100 de Biblii să investesc în viitor pentru 100 de oameni care poate în ziua veșniciei îmi vor spune mulțumesc că citesc Scriptura. Ce investesc eu pentru veșnicie? Investesc timp, investesc resurse, investesc darul și harurile pe care Dumnezeu mi le-a dat pentru zidirea bisericilor, pentru desăvârșirea sfinților. Ispravnicul a înțeles că are un viitor și că are o veșnicie și nu știe ce va fi cu el. Eu și dumneavoastră, dacă am decis să slujim pe Dumnezeu, dacă am decis să fim slujitorii lui Dumnezeu, înțelegem că trebuie să investim pentru această veșnicie. Sunt frați care se bucură împreună cu 2, 3, 4 alți frați cărora le predică sau le cântă. Sunt frați care se bucură și investesc în veșnicie mergând și vizitând bolnavi, ajutându-se în această perioadă de pandemie, făcându-și mâncare unii altora, ajutându-se în orice fel. Domnul vrea să ne învețe, dacă suntem slujitorii Lui, trebuie să învățăm să investim mai mult pentru veșnicie. Domnul să ne ajute la aceasta. Nu doar să ne bucurăm de cei care fac investiții, ne bucurăm de frați care vedem că donează mâncare, își dau din timpul lor și duc mâncare celor care au nevoie sau pun mașina lor la dispoziție pentru cei care au nevoie. Trebuie să înțelegem că slujitorul lui Dumnezeu are acest principiu. Cu ceea ce Domnul i-a dat, trebuie să investească pentru veșnicie. Domnul să ne ajute să înțelegem acest adevăr. Fie slăvit numele Lui. Cartea Faptele Apostolilor și Colosenilor și în Romani, Pavel dă exemplu de câțiva slujitori ai lui Dumnezeu și ne arată următorul adevăr, următoarea regulă, următorul principiu. El spune în Romani, apele cel încercat în Hristos. Sau în Coloseni, spune despre un slujitor, Epafras, un credincios slujitor al lui Hristos. Și ne afirmă și ne arată următorul adevăr care îl cunoaștem din Scriptură. Un slujitor al lui Dumnezeu, un copil al lui Dumnezeu, este testat, este încercat. Cei amintiți de către Pavel n-au putut să ajungă acolo dacă n-ar fi fost testați. El a zis, cel încercat în Hristos. În altă parte spune Pavel, lucrarea fiecăruia va fi dată pe față și focul o va arăta, este aur sau este lemn, este fân, paie sau este diamant. Domnul ne cheamă să-i fim slujitori.
Domnul ne cheamă să fim credincioși în lucrurile mici. Domnul ne spune să ne hrănim. Domnul ne spune că trebuie să lucrăm împreună în trupul lui Hristos. Domnul ne arată adevărata bogăție și adevărata valoarea veșniciei. Dar Scriptura ne și spune, veți fi testați pentru aceasta. Domnul să ne ajute să înțelegem că atunci când suntem testați, dacă suntem credincioși în lucrurile mărunte, nu-i că vrea vecinul sau fratele sau colegul sau părinții sau copiii să ne testeze că așa le place lor. Domnul ne testează dacă suntem credincioși, să facem lucrurile mărunte de care arătăm că suntem acolo la bază, credincioși al lui Dumnezeu și credincioși Domnului. Ei, toți aceștia, au primit și Pavel spune, mă așteaptă cununa, mă așteaptă veșnicia. De ce? Pentru că și Pavel și cei care au lucrat împreună cu el au fost testați, au fost verificați. Să înțelegem că dacă Domnul ne-a chemat la mântuire și Domnul ne-a chemat la a fi și a fi numiți slujitorii lui Dumnezeu, vom fi testați, vom fi verificați. Dar Domnul care este de partea noastră nu vrea ca prin testarea aceea să ne arate că nu suntem buni de nimic. Fierul când este testat, sabia când este testată, este pentru a deveni mai bună și a fi folositoare în luptă. Domnul ne testează dacă suntem ucenicii săi, dacă suntem slujitorii săi, pentru a fi cu adevărat binecuvântați de Domnul, pentru a ajunge la ceea ce am spus eu că este ultimul aspect al slujirii, al slujitorului lui Dumnezeu. Slujitorul are răsplată. Nu doar că ne numim slujitorii lui Dumnezeu, nu doar că am decis pentru Dumnezeu, nu doar că înțelegem că trebuie să stăm slujitori la un singur stăpân, că trebuie să fim credincioși, că trebuie să fim testați, că trebuie să ne hrănim. Scriptura ne spune, toate acestea au o răsplată. Sigur ați citit și vă place cartea Daniel, dar în Daniel este prima răsplată. Daniel capitolul 3, în momentul în care împăratul le spune celor care au fost testați, slujitorii Dumnezeului celui prea înalt, ieșiți afară și veniți încoace. Daniel, când este trimis în groapa de lei, un alt împărat îi spune la fel. Daniele, slujitorul Dumnezeului căruia tu îi slujești necurmat. Da, oamenii vor ajunge să recunoască, să afirme, cum a afirmat despre trei tineri, cum a afirmat despre Daniel, cum a afirmat despre atâția creștini în istoria bisericii. Dacă eu și dumneavoastră suntem slujitorii lui Dumnezeu, oamenii vor recunoaște acest lucru. Împărații care i-am amintit în cartea Daniel, în momentul în care i-au pus la testare și în momentul în care inima lor a fost cuprinsă, oare va fi sau nu va fi, ei au recunoscut un lucru. Acești oameni au făcut asta pentru că ei slujesc lui Dumnezeu. Prima răsplătire, chiar dacă nu este de poate mare valoare pentru veșnicie, are o valoare pentru că Domnul spune în predica sa de pe munte, oamenii vor vedea, vor recunoaște și din pricina aceasta vor slăvi și vor veni la credință, vor slăvi pe Dumnezeu, pentru că vor vedea faptele voastre cele bune, vor vedea sarea și lumina din voi. Adică vor recunoaște că eu și dumneavoastră suntem slujitorii lui Dumnezeu. Prima răsplată de aici vine, dar cea mai importantă vine de la Domnul, pentru că Domnul în Evanghelia după Ioan le spune ucenicilor, unde voi fi eu, va fi și slujitorul meu și tatăl meu îl va cinsti. Cartea Apocalipsei ne spune la final că acolo va fi o cetate și în cetatea aceea nimic vrednic de blestem nu va fi. Acolo va fi scaunul de judecată al lui Dumnezeu și al Mielului. Și partea finală a versetului 3 din capitolul 23 spune, acolo robii lui, al lui Dumnezeu, îl vor sluji. Eu și dumneavoastră am decis să-L slujim pe Dumnezeu. Eu și dumneavoastră am avut un moment în care am decis, da, începând de astăzi, îl slujesc pe Dumnezeu, atunci trebuie să înțelegem că sunt lucruri pe care trebuie să le respectăm, să le corectăm. Dar dacă cineva încă n-a decis să-L slujească pe Dumnezeu, să facă acest moment al deciziei, să spună, da, eu vreau să-L slujesc pe Dumnezeu. De ce? Pentru că chiar dacă voi fi testat, chiar dacă voi umbla cu Domnul, voi ști cu siguranță, pentru că Dumnezeu mi-a răspuns și mi-a promis, în țara veșniciei, în locul în care nu va fi nimic vrednic de blestem, în locul în care va fi scaunul de domnia lui Dumnezeu și al Mielului, eu, care am decis să-L slujesc pe Dumnezeu, voi fi și eu acolo pentru veșnicie. Domnul să ne binecuvinteze și să înțelegem, suntem slujitorii lui Dumnezeu,
dar avem o răsplată împreună cu Domnul aici și în veșnicii, slăvit să fie El. Amin.